Este trafic îngreunat în continuare pe DN7 în județul Vâlcea, după ce un tir cu 200 de porci s-a răsturnat pe șosea. Se circulă alternativ pe un singur sens, iar cozile de mașini sunt și acum uriașe. Șoferul tirului în vârstă de 51 de ani este rănit și a fost transportat la spital. Acesta ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei prea mari. La fața locului s-au deplasat mai multe echipe de intervenție ca să deblocheze drumul. Pentru ridicarea tirului a fost nevoie de o macară.